Pentru poporul nostru, credința creștină stă la temelia vieții și a tradițiilor. Iar familia mea, la fel ca familiile voastre, respectă cu mult drag cele mai importante sărbători și obiceiuri religioase. Pentru mine personal, a ține postul, a vizita lăcașurile sfinte, a face pelerinaj la Sfântul Munte Atos, reprezintă nu doar adotărie creștinească, ci o necesitate a sufletului. Eu îmi iubesc credința și această dragoste sinceră pentru ea îmi dă puteri. Stimați cetățeni, Atât pentru mine, ca și pentru dumneavoastră, este dureroasă această perioadă de pandemie, carantină și restricții. Această criză globală generală de coronavirus ne împiedică să sărbătorim în deplină măsură sărbătorile de Paște. Ne împiedică să vizităm bisericile, cimitirile și să ne întâlnim cu rudile pentru a ciocni ouă și pentru a slăvi împreună învierea lui Isus Hristos. Pentru prima dată, familia mea nu va merge la biserică la slujba de înviere. Înțeleg că nici ceilalți creștini nu vor putea face acest lucru de Paște. Aceste restricții sunt din cauza carantinei obligatorii și spun acest lucru cu mare regret. Dar știu totodată că atât fețele bisericești cât și majoritatea creștinilor noștri sunt conștienți că trebuie să trecem cu înțelepciune de această provocare și să avem încredere că în viitorul cel mai apropiat pandemia se va sfârși iar ușile bisericilor se vor deschide din nou pentru noi. Într-o perioadă atât de dificilă, trebuie să dăm cu toții dovadă de smirenie și să rămânem acasă, manifestându-ne în acest fel dragostea pentru semenii noștri, dragostea pentru credința creștină. Vom putea urmări cu toții transmisiunea în direct a slujbei de înviere. Vom putea comunica cu ruderi și prietenii la telefon sau prin apeluri video. Rămânând acasă, vom fi în continuare alături de cei dragi și nimeni nu se va simți singur. În acest mod vom reuși să menținem credința, ba chiar să o sporim și să o consolidăm demonstrând că putem fi buni creștini la distanță, pe propria responsabilitate. Noi ne vor ruga de acasă, în timp ce în toate bisericile și mănăstirile Moldovii, preoții se vor ruga pentru noi. Vocile și sufletele noastre se vor uni într-o rugăciune comună, iar focul Harek va lumina din nou, ca în fiecare an în țara noastră. Și această lumină ne va aduce în inim bucurie de a trăi și speranța în zilele bune care vor veni. Требуется салунгем, где суфлятели носят паника, фрика, шедец надежде. С одной темкой паштеля есть и сарбатория, сарбаторилор. Есть и вие, а триумфу вети. Паштеля есть символу виктория супромортий, але сането шири а супроболи. Дорогие мои, давайте в эти светлые пасхальные праздники поделимся со всеми окружающими радостной евангельской вестью о воскресении Христа. Давайте подарим нашу любовь, заботу и внимание близким. Поможем тем, кто нуждается в нашей помощи и утешении. Поддержим наших героических медиков и полицейских, и мы с вами обязательно одержим победу в борьбе за жизнь. Мы с вами очень скоро вернемся к нормальной жизни. Будем снова встречаться, обниматься и целоваться, ходить друг к другу в гости, свободно посещать храмы и путешествовать. Водоре Санатате, Колдурен Суфлетишем Паште Луминос Тутурор. Думнязеуса Бини Кувентезе Молдова Ностра.